Testele au arătat că siropul de soc poate ajuta la tratamentul gripei. Unii doctori susțin că socul poate ajuta și la refacerea organismului în cazul infecțiilor respiratorii, inclusiv în cazul infecției cu SARS-CoV-2. Considerat în Evul Mediu plantă sfântă de vechii germani, socul negru este un arbust ale cărui flori și fructe au fost folosite în scop terapeutic încă din antichitate, datorită efectelor benefice pe care le are asupra organismului. Socul este una dintre cele mai puternice plante depurative și diuretice. De asemenea, combate infecțiile la nivelul plămânilor, stimulează sistemul imunitar și este un puternic cicatrizant, bogat în acizi grași omega 3 și omega 6, taninii, potasiu, mucilagii, fenol și flavonoide, acid folic, antocianine, vitaminele C și A. Planta este recomandată în cazurile de psoriazis, astm și rinită alergică. Remediile din soc previn bolile de inimă și reduc nivelul de colesterol. Fructele de soc au fost folosite de-a lungul timpului în alimentație și în medicina naturistă, deoarece, asemenea strugurilor negri, conțin polifenoli, substanțele recunoscute pentru calitățile puternice antioxidante. Din fructele de soc bine coapte se obține sucul de culoare închisă pe care îl găsește în magazinele naturiste și care poate fi consumat ca atare sau diluat în apă. Dacă bei zilnic 15 ml de suc din fructe de soc de 4 ori pe zi, într-o cură de 5 zile, ca adjuvant în tratamentul gripei, poți să ți reduci din severitatea simptomelor și din covalescență, arată cercetările recente.